De data aceasta, pe litoral, fix la 2 mai. Revenim cu pofta de pus vedeta la treaba lui Neamărin, ajutat sau încurcat de data aceasta de Liviu Vârciu și doamna Bamboi. Ia uite, parcă plutesc așa, parcă zbor, mă. Vedetele vor avea grijă nu numai de pensiune, ci și de un restaurant în toată regula. Vorbim de turiști, clienți, animale și tot ce înseamnă litoral. Cândeva! Nu pot vedea, nu, nu. Profitul obținut din acest agro-litoral-o-turism va fi donat în scopuri caritabile. Neața, ieși un pic să-ți spun ceva. Copilașul meu, azi e ultima zi și vreau să faci tu tot ce am făcut eu în luna asta și jumătate. Îți dau această șansă să faci tot ce am făcut eu. Fără... Cum și eu? Ce am dormit bine? Da, n-am dormit bine și astăzi vreau să stau și să mă odihnesc. Tot ce am făcut eu o lună și jumătate când am stat aici, să faci tu. Îți doresc o zi bună. Baftă! Stavnește! Mie prima oară mi-a convenit foarte tare. Ai zis, bă, dacă eu nu pot sau cum? Am stat atât timp în vacanță, am muncit și o zi. Cad mâinile. Ideea era că eu m-am culcat la 4 jumate, că am stat cu colegii mei aici. Și am ațipit vă 45 de minute. L-am văzut la 5 jumate, îmi venea să plâng. Primul obiectiv al lui este să trezească vedetele, să plece cu ei la pește. Într-un sfert de oră, să plece cu pescarii să prindă pește. Ăștia nu se trezeau, Adela a zis că e o glumă. Da, 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 acum nu mai vin, trebuia să plece la pescuit. Mă, stai la mare, dă cu glumă. Stai liniștit, frate, nu te deranjează, dormi în continuare. Care ai pământ? Ia și dormi. Tu n-ai treabă. Dar aruncăm din barcă pe... Nu vine ăla, bătrân. Ia și dormi. Nu vine, ia mare la pește. Vine, vine. La revedere. Răducule! Radu! Ic! Adela! Ic! Ceva am uit. Hefty mate, sau? Nu dormim încă, ți-l am glumit, mai și de glumă. Păi te facem glume la 4 dimineața. Trebuie să mergem la pește. Pupa de la... Iartă-mă că te deranjez. Niște pescari nu poate să plece la pește fără tine. Au zis că fără tine nu miroase a pește, apă, a floare. Te rog eu din toată inima mea, dacă poți în 5 minute să ieși din cămăruță, să te duci la pește. Bine, bine. Bine, super. Iubi. Oare de ce facem conversație, mâncății și curată? Te rog eu mult de tot. Te rog eu din toată inima mea. Trezește, Ionuț, și tu te, tati, la pește, trebuie să scoși plasele. Nu știu ce se întâmplă, văd de aici că s-a pus în genunchi, că se roagă. Hai, trezire, hopa, hopa, hopa. Dacă mai aștept 30 de secunde... Și clachez. Hai că uite, ieși imediat. Adela, Popescu sau... Oricare ați fi dintre ele, ieșiți afară și duceți-vă la pește, că pescarii nu așteaptă.
tare m-aș bucura să reușească măcar 50% din câte munci are de făcut cu vedetele, să le facă și el. Tare m-aș bucura. Bună dimineața! Ziua, nu dimineața! Corect! Am vrut să văd dacă se sezat. De când stă acolo și vă aștept, nu dă nimeni niciun semn. Chiar am și zis, bă, da, pescare și la ce oră merg la pescuit? De la 4 suntem. După ce ei s-au îmbărcat pentru pescuit, m-am gândit să-i fac un nenorocitului ce mi-a făcut el. Și am zis, în fiecare obiectiv din asta să-i fac câte ceva. Din bucătărie i-am luat peștele și carne și am zis să nu le, că puteam să le duc oriunde în 2 mai, mă cunoaște toată lumea aici. Le-am dus la restaurantul de lângă mine. La păsări și animale i-am ascuns toată mâncarea. Măgarul l-am dus la păscut în alt loc unde știau vedetele, că el nu știa nenorocitul, n-avea de unde să știe. Vine aici, Jun. Hai, Jun, hai. Ia, hai, hai. Hai, tăvălește-te un pic. Hai. Bă, nu pot, bă, am orice, fac orice. Deci mă dau peste cap, fac orice. Dar după 10, mă, cât ești curat. Nu, o spun ce putem face, că e o chestie simplă. Mergem acum, nu durează mai mult de o oră. Și dintr-o oră ne-am întors. Ne-am adus peștele, după care luăm frumos, ne-am culcat. Ce crezi? Am scos super mult pește, foarte mult pește, enervant de mult pește. Ce vroiam eu dimineață să fac treaba asta, dar nu știam cum să vin să vă zic. Pește din părți. Hai, hai. Hai, frate, hai. Hai, hai, hai pe aici, hai, nebun. Ia uite ce se... Hai. Să-mi cură acum asta. Hai. Hai, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, hai, hai. Hai, frate, hai. Băi, nene, nimic. Eu zic că trebuie să mergem tot la pensiune la Neamarin. Și uite, ca să vezi cum s-au treburile, bag seama că până la urmă să vezi că o să se mulțumească lumea cu peștele care le-am prins eu. Eu tot am prins 40 de kg de pește. Acum să vedem cum se descurcă el cu vedetele. Să le dea mâncare, să facă tot ceea ce am făcut eu aici. Nu ne-au dat echipamentul adecvat. De asta nu am luat nimic. Poftă bună, Ionuț! Mulțumim, domnule, mulțumim, poftim! Poftă bună, copilașul meu. Vreau să zic că... Cum e copilașul lui băiat, tăticu? Am fost la pește. Cum e? Da? Și ați prins ceva? Noi am fost la pește. Da. Nu trebuia să prindem. Ia zi, frățior. Cum e să fii boss? Așa, boss? Nu vă spun niciodată în viața mea. Păi cum, frățiorule? Nu mi-ai zis tu mie o lună jumătate de când suntem aici? Să vezi eu ce fac eu cu ei. Cu vedetele astea ale tale, cum ți-i trântesc eu, cum fac eu cu ei. A zis de trântit? Wow! Chiar aș vrea să te întreb, mai ții minte câte mi-ai făcut și ce mi-ai făcut? Mai ții minte tu, dragă Mărine? Aoleu! La Mărine! Ce tare de dai! Ce tare de dai! Nu pot, Brenea, Mărine. Nu. Ascultă-mă. Nu. Păi ți-ar familia și copilași. O zi! Eu o lună jumătate nu fost o zi! Păi ce? Ce poți? Ia uite, acum băieții trezești, îi pui la micul dejun să pregătească pentru asta. Trebuie să duci cu ei la animale, să dai mâncare la animale. Dar nu știu eu cu ce să mănânc, eu sunt vacanță, am venit să mă liniștesc. Da, da, stai. Ce rog eu frumos, doamnă, Mărine, uite. Ce? Numai unul, ieșu, până, te rog eu frumos.
dacă îți făceai vacanța aici, fără să mă încurci, domn erai. Dar ce mi-ai făcut încurcat, pe mine? Nu. Oameni buni, deci m-a încurcat, dar eu m-am descurcat. Acum eu nu te încurc, eu doar vreau să stau și eu la plajă, să mă uit la tine. Încurcă-mă, neamă. Nu vreau. Ia, fii aici. Păi gata, facem un pact. Nu. Cine a preluat comandă? Unde e comanda? Nu văd nicio comandă. Am dat dimineața. Nu, nu, gata. Nu, stai așa. Ia mărim. Liviule, dar nu vrei să te ajut eu, mă? Cum? Te ajut eu, spun ce să faci. Că eu știu. Da. Du-te, te rog eu. Eu îți spun ce trebuie să faci. De la 4 fac eu petrecerea. Oricum a ai zis că ai un pic de treabă mai târziu. Tu știi că eu când zic vorba. Te rog eu, fac și o baie, ca oameni. Mă relaxez și eu. E, bine, poate îți prind piciorul pe terasa mea. Unde pe terasa? Uite aici. Păi n-am ce căuta. Nici să te mai uite, fii atent, dacă mă vezi aici, ia să-mi ce-i vrea. Gata. Bine. Poți să încep să plângi. De ce? N-ai zis, mă, că mă ajuți? Am zis că spun ce trebuie să faci. Că eu știu. Mai am o guriță aici de cafe latte. Odată ce am terminat cafe latte, asta. Am luat frumos, m-am dus la mine în cuibușorul de nebunii. Așa. 3 ore de somn, vreau ca să mai prind. Eu nu ți-am zis că să duce să culce, că el s-a trezit la 5 jumate, e obosit, nu? Mai nasol e când se duce unul să culce și tu nu te duci. Zic, te duci doar tu? Dormi doar tu. Bine, dormi doar tu atunci. Cum era să mă cer că eu nu ți-i fi mai inconștient. Ne vedem peste 3 ore, dragilor. Băi, prietenii mei, bă, mâncava și gura voastră, e 8 și 20, mă. Hai, Răducule, trăiască familia ta, te rog eu mult de tot. Dacă te trezim acum. Vă aștept pe terasă, da? Dar vă rog eu frumos, grăbiți-vă, că eu jumătate și într-o oră vin invitații. Neața! Sora mea, mânca ești gura ei. Ce faci, mă? Păi eu am crezut că tu ești în camera, dar de fapt erai treaz așa de bine. Nu eram treaz, dormeam. Da? Nu m-ai văzut acolo la nădiști? Nu. N-ai fost să cauți, eu? Nu. Hai, nu, acolo, tu cu Răducu o să te duci la... și cu mine. Să nu știți, dăm de mâncare și apă la nădiști. Băi, îndrăgostiți-vă, mă luați la mișto? Să mor eu, Radule, mă, la mișto? Păi băi, frate, mi-e ora 9, mâncați ești gura ta. Te-am lăsat să dormi de la 5, ai zis că bine, primul vrei să te trezești, stai și dormi. E ora 9. Trebuie să mergem să dăm mâncare la animale, trebuie să pregătim micul dejun, că vin invitația. Poftim? Ne-am mărit la rotora în deaua și azi că nu mai face nimic și trebuie să... Hai, mă, Adela, vin aici, crezi că fac glume proaste să... Oricum trebuie să vă treziți la 5, eu vă treziți la 9 și tot supărați sunteți. Nu cred că doamna vă îmbăie aici. Doamna vă îmbăie aici de o oră. Hai să vedem. Și ceva. Așa. Te ești singura care faci figuri. N-am mai făcut să... mai tag. Să rămână... Uite, ce face doamna Bamboi? Da, vreau să întreb pe doamna Bamboi. Doamna Bamboi, v-am curățat vasele aseară, a fost curat? Care tot, uite, da, astea. Păi cine le-a făcut? Ne-am curățat. Nu ia mea bucătăria să fac. Păi nu, dar măceată am arătat ăsta. Nu, n-am făcut treabă, că nu știu ce. Știi ce am făcut? Am stat până târziu să spăl astea, ca să mă trezesc acum mai târziu. Gata, domnul Radu, sunteți ok? Siesta, dușul, somnul, e totul în regulă? De ce am crezut că faci mișto de noi? Mie mi-e ardă de mișto la 5 dimineața. Eu fac mișto după ora 4, când mă trezesc, după amiaza. Nu la 5 dimineața. Cum e să te trezești la 9? Copilașul, unde ai plecat? Mă plimb. Bravo, plimbare frumoasă. Ne plimbăm că a murit vaca. Carnea mi-a furat-o. Carnea de Ligianu cu carne nu mai este pe masă. Nu mai există. Părinii ne-a mărit și ne-a întrebat cu ce facem mâncare. Acum, deci, ia acum. O luăm logic. Logic. Oile cred că au mâncat dacă
Au plecat să mănânce, că ele se dau acolo în țarg, dar cred că de foame au plecat. Ce faceți, mă? Unde-i măgarul? Păi nu-i măgarul aici? Măgarul e în altă parte, mă, nu e aici. Atunci, hai, te rog eu frumos, dă tu apă la... A, oi. Tu, draga mea poșetuță, hai să dăm mâncare la animale, să pui niște apiță, la animale, la păsări. La păsări a fost ok cât de cât, în schimb când am ajuns la vacă și la măgar, nu i-am mai găsit acolo. Ăștia au plecat. Eu cred că au plecat la petrecere. Bă, Rene, sigur aici sunt animalele alea? S-au ascuns de noi. Păi dacă a venit la ora 12, au plecat. Bă, am venit să le dăm de mâncare? Am venit. Am venit să le dăm apă? Am venit. Nu sunt? I love you. Sau go, go, go. Am fost să le căutăm prin tot satul, nu puteam să plecăm așa fără să știm unde ne sunt animalele. Și a văzut și Liviu cât de greu e când încurci pe cineva. Pentru că a durat ceva să le găsim și a mers pe jos până la animale. Nu e aia, Viorica? Uite-o, mă, pe Viorica noastră! Vio! Da, Vio, aici suntem! Hai, mă, că sunt siguranță, hai să-i pupăm. Uite, l-a văzut pe Radu, gata, e fericită. Ce fac, mă, Johnny, mă, tata, mă? Ce faci, mă, Johnny? Ce fac, băiatul, bă? Bă, te bă, cât de blând e, băi, nene, mă. Johnica! Dă-mă, am și pâinea să... Puteți? Păi, da, mi-a ia și ouăle, le pun eu aici, pe astea. Da, le pun tot aici. Dacă nu sunt capii, dă-l pun aici. Aici. Bună ziua! Bună ziua! Oh. Astăzi s-au inversat rolurile. Ne-a mărit și-a luat pauză și l-a delegat pe Liviu să se ocupe de bucătărie. Da. Și ne-a și furat mâncarea, deci... A început să fur mâncarea din bucătărie, să-ți faci ciubuc pe aici, să mai stai și mătat două, trei zile pe la mare? Exact, asta m-am gândit, o săptămână. Și vezi că banii care se strâng sunt pentru copii, amărâți de amorină, nu ca să ții mătat pălării și slipi. Eu nu mi-am luat nici slip, nu mi-am luat nici pălărie. Și ce-ai furat mâncarea? Toate sunt de la mine. Te rog eu frumos, adu mâncarea înapoi, nu pentru mine, sau pentru oamenii ăștia care nu au mâncat nimic. 40 de zile. Luat, distrus, fermat. Am furat eu mâncarea vreodată? N-ai luat mâncare? Nu. N-ai luat? Mâncarea vreodată? N-ai luat după la mașină când ne veneau cu alimente? Cu un astea. Pepene verde și un pepene galben. Atât? Da. În rest nimic? Nu. Da? Te-ai dus la animale, ce ai făcut prost. Acolo? Le-ai dat mâncare la animale? Da, normal. Păi tu știi care e mâncarea pentru animale, pentru păsări? Ești, primul rând, știu ce mănânci mata. Mănânci castraveți și cu brânză. Măgarul mănâncă fân, găina mănâncă ștulete și... Ștulete? Da. Așa e. Cred că săracele... Eu am crescut la țară, neamărine. Mă rog la Dumnezeu să dea bine la toată lumea. Dacă am și o zi de vacanță, după atâta stres, după atâta când mai... stresat-o aici, n-am fost stresat. În loc să mulțumești că stau în locul lumea ta aici... Da? Să-ți mulțumesc eu? E foarte simplu chiar. Da? Da. Simplu? Și încă o dată spun și îți dau cuvântul. Te respect și te iubesc cum îl iubesc pe tata și respect pe tatăl meu. Dacă am prins piciorușul la mata care joacă alunelul pe terasă... Aici? Arunc cu pietre... N-am ce căuta! Și dau cu băt. Sunt și eu un mic neamărit. Tăticuțul te pupă! Până diseară să vedem cum te descurci. Pom, pom. Am spălat vasele de când am venit. Am pus oamenilor masa. Din ce am găsit, că ne-a furat neamă din tot. Le-am adunat, le-am făcut cereale cu lapte, cafele. Au mâncat? Am spălat vasele din nou. Au mâncat? Au mâncat, s-au simțit bine. Bravo, atunci ce facem? A spus oala aia la fier să fierbe porumbul? Da. După aceea să facem niște bani. Să facem bani? Asta da, îmi place. Să vindeți porumb pe plajă. Nu știu ce să zic. Acum, dacă vrei să te duci, te duci. Dacă nu vrei să te duci... Aia zic și eu. Nu te duci. Trebuie doar să mă hotărăsc.
La o adică, pentru un scop nobil te poți duce și tu. Hai să nu exagerăm. Eu atât adică. Odată am fost pentru tine, azi dimineață la ora 5. Odată. Gata cu... favorurile? Gata. Vezi că poate rămâi cu porumbi aici. Dar nu e niciun fel de problemă. Vrei să-l curești bine, nu vrei să-l curești iarăși bine. Aia zic. Diana e valabil și pentru tine. Vrei să-l curești bine, nu vrei să-l curești iarăși bine. Mie îmi plac știuleții ăștia. Bravo. Auzi, dar mergem dacă e să dăm porumb pe plajă, că rămânem pe plajă. Ai aruncat-o, nu? Ai aruncat acest afiș? Dar diseară o să o ai în carne și oase aici. Tot posibilul fac și îți aduc iubita ta. La închidere o să o ai. Uite, frate, câte pahare, sticle, tot ce vrei găsești la asta aici. Ia uite, uite, uite de bandadă, uite de bandadă, uite cum poate să... Ia uite. Sticla de vodcă la capul lui, sticla de vin la capul lui, a nebunit de tot oameni buni. Păi, în seara asta, ți-o aduc pe Adelina, fii atent. Nu te aștepți, dar ți-o aduc pe Adelina. Deci, stai să vă explic cum stă treaba. Eu n-am făcut niciodată treaba asta, nici nu știu dacă îmi face plăcere să fac treaba se, asta. Se simte. Și nu prea îmi face plăcere să aud nici comentarii când, în timp ce vorbesc eu. Știi ce e ăla de la, talent pentru asta. Mulțumesc. Încerc. Asta zic. Sunt pus într-o situație în care... Nu că n-am de ales. Vreau să fiu mai al dracu ca Neamărin un pic și tocmai de asta trag un pic de mine. Mai al dracu în sensul în care eu vreau să... Mulțumesc, Ionuț. În caz de mă supără cineva, l-am pe Ionuț lângă mine. Vezi să nu te superi pe tine. Nu mă am cum să mă supăr. Deci, eu nu pot să vă ordon, să vă spun, să vă fac cum e Neamărin. Nu pot că nu, că nu pot. Că trebuie să fie o relație de prietenie, în primul rând. O relație de prietenie și vreau să vă rog frumos. Trebuie să vină din, da. Inimă, nu? Ideea e ca noi să facem... Da, hai să... Vrei să facem așa niște pulpe de pui cu piept de pui la grătar? Da, e o chestie super nouă. No, când facem pește. Nu, facem pește. Ok, atunci facem niște musaca. Da. Cu la cuptor, cu căpciu, ce, ce, mo, chinuiți-vă tare mult, tare rău. De tot stați-vă două ore jumate. Deci stați un pic. Eu sunt contabil, nu mai scot bani din casă. De acord. Deci nu mai scot bani din casă. Folosim tot ce am cumpărat până acum. Da, dar am trei pești mari. Să eu zic să păstrăm și porumbul, să-l dăm. Păi Marin și strânge adichet până ia să fie. Da, asta e cel mai simplu. Cine vrea să fie șef aici? Cine vrea să fie șef aici, să facă ce fac eu și o fac și ce vreți voi? În ce momentul ăsta? Hai mă, de ce mă pui în situația asta? Hai, te rog eu frumos. Tu ești șeful, eu sunt locul tău, ești locul tău. Te rog eu frumos. Dar nu, dar n-aștept să răspund. Nu, băi, te rog eu frumos. Stai mă liniștit. Păi ascultați-mă ce vă spun. Păi vă ascult. Sunt 50 de persoane, ăștia ai noștri care nu s-ai noștri, sunt al unei Mărin, 14 inși. Da. Nu scot un leu din buzunar. Nu. Mocangeală, gratis spre cadou. Am mâncare. Corect. Ceilalți care vin 40 de inși, 50 de inși, ăia plătesc. Dacă le dai un piept de pui și un cartof, poți să le iei 400-500 de mii. Nu avem. Cu cât faceți mai mulți bani, cu atât... Nu mai e atâta pui. Păi eu ce-i spun, băi nene, merge să cumpărăm niște pulpe băi, de pui. Băi, cu ce dacă eu nu ne mai dă bani? Ei, nu ne dă bani. Cum să nu ne dă bani? Eu propun altceva. Neamărin, pentru invitații lui Neamărin să se ocupe el, că ne-a furat peștele. Toată cheltuiala asta în plus pe care o facem azi este pentru că nu mai avem pește. Pentru că ni l-a furat Neamărin. Și Neamărin ne-a furat peștele pentru că tu i-ai făcut probleme. Deci ceea ce facem noi acum este din respect pentru clienții noi. Nu pentru tine și pentru nimeni altcineva. O susțin să știi. Aveți voi clinciurile voastre, nu știu, nu mă bag, nu mă interesează. Partea proastă este că îi peștele prins de mine și de Sânziana. Cu Radu te duci la cumpărături să cumpărați toate astea. Tu iei porumbul și cu Sânziana și vă duceți pe plajă cu flyere și împărțiți. Dacă vreți, dacă nu vreți, e numai problema voastră. Vă auzi, dar știi ce? Mă gândeam să te duci tu să recuperezi. Ziceți că aveți 2 ani în cauza. Auzi? 2 ani. Deci mai mult de 2 ani nu cred că aveți. M-am trezit din cauza ta la 5 jumate am fost la pește cu Ionuț. Tot ești tu cu aia cu gura mare. Faceți ce vreți voi. Nu, bă, zici, ai tu de astea de șef, dar de fapt tu nu ești șef. Dar de fapt, bă, și dacă pui la vâncă nu faci nimic. Doar vencizme. Grătarul ăsta aici e electric. Atunci haideți să facem rost de pe... Căutați peștele. Unde să cauți peștele? Auzi peștele, unde a putut să-l ducă? De în mare nu l-a aruncat. Dar știi cum faceți? Atenție! Duceți-vă și spuneți, ne-a trimis de amărița, luăm peștele, că ele nu știu că e combinația. Deci mergem cu tupeu.
la Doamne și le cerem peștele. Da, nu ne-am mărit. Sărună. Ne-a trimis Nea Marina să stângă peștele ăla care vi l-a dat să puneți în congelator. Păi, dar n-am... Nu, mi-a zis numele. Ole! Unde era acolo? Normal! Și a stat la sigur, nu? Bineînțeles! Uitat, eu nu scutu pe o... La ora 2:30 eu am clăcat. La revedere, drum bun. Îmi venea să plâng. Mă jur, îmi venea să plâng. Am zis și am repetat de 100 de ori. Mi-e dor și de mama, dar mi-era dor de pat, mai rău ca de mama. Mi-a zis, bă, lăsați-mă 2 ore, că nu mai pot. Vă rog eu, stați aici, serviți masa de prânz, pentru că masa era gata. Doamna Bamboi, să-i sărut mâinile. M-a ajutat femeia asta foarte mult. Doamna Bamboi, cea mai tare. Gata. A bătut gongul, bing, knockout. Eu am plecat. Bună ziua, bună ziua! Bine ați revenit! Venit ora prânzului. Ora prânzului în care, bineînțeles, noi speram că noul Nea Marin, în persoana domnului Liviu, să ia și să ne ajute și pe noi, așa cum de altfel Nea Marin o făcea. Pe alocuri, dar o făcea. Acest lucru nu s-a întâmplat. El a luat frumos, s-a dus și s-a culcat. Mai tai frunză de ce apă, ce aia ia un piper măcinat. Gata, mergem să vindem porumbul. Tot porumbul, sunt pregătită să facem bani, neapărat. Eu m-am dus singură ca să petrec alături de lumea de pe plajă și să invit aici la petrecere în seara aceasta, pentru că mie, sincer, la bucătărie nu prea-mi place. Nu cred că s-a dus cu porumbul ăla de vânzare, pentru că ea dormea pe scaun în fund și sigur cred, mi-am adus aminte când am plecat în cameră, că ea s-a dus cu porumbul ăla cu numele, dar ea cred că s-a bușit în cameră și poate să pună de la ea câțiva bănuți să zică că a vândut porumbul. Gata. Vrei porumb fiert? Nu? Aoleu, mamă, merg printre ăștia cu cheile goale. Aleargă-te. Aude și vezi aici toate peisajele. Aude, băi, Doamne ferește. Băi, băi, dar și dracu m-ai adus, Doamne, iartă-mă pe aici. Vezi că te închedești toate corturile astea. Dar și casă de asta o fi. Aoleu, o fi aici? Aici, maiul lui aici, chiloț. La poartă și sutăien. Aleu, ăla și ușii o fi, Doamne, că-s două uși. Măi, băieții, mamă, e... Mâncalar, mama, alo! Scoală, mami, scoală în sus! Scoală că a venit lumea și nu dovedeți și la bar și la, și la bucătărie, mam. Încește, băiatu! Vreau am de cafea, apă, eu nu știu să le fac. Astăzi a fost de ajutor, mi-a fost Adela în bucătărie. A fost lăsată, de fapt, numită ca ea să mă ajute în bucătărie. Adela este o fată foarte bună, când și la bar, când și să servească, și la mine în bucătărie. E o fată pricepută, e bună gospodină, se pricepe, nu te întreabă de multe ori un cuvânt ca să ai muncă de lămuriri cu ea.
Cu fata asta e posibil să ai, dar nici n-am vrut-o în bucătărie. Chiar am cerut să nu fie cu mine în bucătărie, că chiar n-am vrut să mă mai supăr și parcă e nevinovată. Deci n-ai cu cine să... Ce să-i ceiul unui om care el, chiar dacă îi spui, nu pricepe. Deci nu mai e. Ce să mai... Și fiind, având clienți, având invitații noștri plus clienți, mi-e trebuie un om de bază în bucătărie dacă este. Dacă este să fie, dar dacă nu este, cel puțin știu că o iau singură. Și tot mă descurc într-un fel, nu... Vă facem concurență! Concurență! Da, trebuie să cumpărați de la mine acum. Păi zic, ce facem? Facem schimb. Sau mă luați pe mine aici să vând porumb. Vă dăm o invitație. Unde sunt invitațiile? În seara asta la 2 mai? Nu? E fiert? Nu cred. Nu, a fiert 3 ore. Uite aici cum arată un porumb. Păi n-am să-l vând și pe ăsta. Nu, dar uite aici cum arată un porumb fiert. Al meu arată mai bine. Nu-i leșinat. Nu-i leșinat. Dar uite, vezi, fata aia de la mine. Mersi. Uite, vezi, i-a plăcut porumbul. A? Sare? Da, spun și sare, normal. Dar nu să ține așa, stai să vă arăt. Ia. Să ține așa. Așa. Ce-a să vă arăt. Bravo, Robert! Liviu doarme. Nu măi, Suzana. O, Suzana, sunt ca o boi vestit. Da! Am venit! Ce bine că ai venit! Ce faceți? Unde bip ai umblat până mâncat, acum? Am vândut porumb. Măi, ai plecat m-am cu întâlnit... doi șchiuleți? Da, și m-am întors cu bani mulți. Ziua. Am vândut porumb. Bine? Bine, bine! Trebuie să mergem la... Domnul Liviu, nu? Da, pentru că el nu ne ajută cu nimic. Nu s-a mai trezit? Nu vezi că nu ne ajută cu nimic? Hai să-l trezim, că doar... Hai să mergem să-l trezim pe Liviu. Vedeți, când ajungem, facem gălăgie. Nu țipăm, facem gălăgie, facem galerie. Bacu. Galerie, gălăgie, galerie. Și-l strigăm. Domnul Liviu, hai încoace, lasă-mă și nu-mi da pace. Nu se poate, ați văzut, Neamărin era aici cu noi, ne servea, nu știu, Liviu, de când a preluat comanda, nimic. Batem din palme. Liviu! 1, 2, 3 și... Liviu! 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 Adelina! Da, eu nu ți-am venit cu clienții peste mine să mă trezească cu bubuituri. Clienții ca clienții, dar clienții vorbeau mai mult ca copii. Când au tăcut clienții au început copiii, când au tăcut copiii au început clienții, adică se întărătau unul pe altul. Să știi că e fostul boxor. Fostul boxor, el e. Eu ți-am spus că iasă, el e cu Adelina. Da, tu de cu ce e cealaltă. El e cu Adelina, asta nu... Ce e să-mi ziua? Te așteptam. Te așteptam, da. Te așteptam azi noapte, dar n-am. Băi, băi, deranjezi oamenii serios dacă nu. Vrei? Ia, hai, mai cântă tu mai un cântec de-a tău. Eu mă retrag, aș nu cred lumea că suntem în... Măi, da, uite, măi, cipa, mă, așa, gata, nu eu mai dat la copil, mă, dă-mi col treabă. Liviu? Ce faci, frățiorule? Nu vrei să duci mai departe ce te-a rugat tatăl tău? Mă, da. Păi și de ce? Mă, da, cum dormeai 2 ore, tot și 2 ore, nu? Dormeam eu 2 ore? Dacă tu de când ești aici, de 40 de zile, m-ai văzut tu pe mine să dorm 2 ore eu? Te întindeai 2 ore după masă? Nu! Te trezești să mergi mai departe până seara, că e ziua mea, mă, totuși, să am și o zi trezer familia. O zi n-am și eu voie să stau și eu să mă relaxez. Mi-e milă, mă! Mi-e milă, mă! Mi-e milă! Mi-e milă! Dă telefonul la o parte! Vaga pe ele? Aleluia! Și ție și lui Duduia.
Să-ți dea Dumnezeu sănătate, prosperitate, bani mulți, să-ți meargă bine. Eu mi-am propus să fiu în vacanță azi. Normal. Și am predat ștafeta copilului meu. Și i-am spus, băi frate, 40 de zile am dus eu asta. O zi s-o duci și tu. Clienții mi-au spus că nu. N-a venit deloc. Nu s-a putut, că n-a putut și că doarme, s-au dus toți. Am venit chiar să-l trezim. Și nimic. Atunci n-am decât să preiau eu mai departe. Ne facem, ce mai aveam noi, pulpele de dosate, le facem la cuptor, nu le mai facem pe grătar. Cum vreți voi? Facem două tăve așa. Cum vreți voi? Au luat băieții niște mici, niște așa de pus pe grătar și peștele. Și tot ducem jos și servim de acolo, nu mai. Așa, corp. Bă, n-a fost real. Mi-a ieșit și mie azi o combinație. Am muncit, am arătat că nu e atât de greu. Așa că neamărine, nu mai te umflam pe necătufle deja. Am fost pe la animale, m-am plimbat, am văzut și eu cu vaca, cu astea, chiar m-am distrat foarte tare. La final am dus-o doar 2-3 ore, a venit neamărine, că ți-ai curistul. Cum te descurci? Fă, vrei ce vrei, mata. Iar s-a pus neamărine la bar. Eu iar sunt în vacanță. Mai am aproximativ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ore de vacanță. Bună seara, bună seara! Bună seara, bună seara! Wow, dacă sunteți frumos! Cu toți așa un grup sau cum suntem? Salut, 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 salut! Op! Doamne Dumnezeule, bă, de ce așa, mă? Trebuia să pui de la început mai multe lemne și cu ăla. Da, faci focul numai ta, eu fac focul meu. O zi să stingă, să vezi. Da, ne-am urțit. Și tu chiar crezi că o să poți să faci grătar aici? Da. Crezi? Nu poți să faci. De ce? Pentru că există o tehnică de a face. Dacă faci așa, nu ai să-l faci. De ce? Îți explic după aceea. Acum am vrut doar să te las așa să spun că n-ai să faci. Are și aer pe unde simt. Eu te las. Dacă mă întrebai pe tăticul tău, te învățam, copilaș, cum să faci, din etapă în etapă. Și aveai da, succes. Eu, bine, vreau să fac un foc de tabără aici. Foc de tabără o să fie. Foc de tabără o să fie. Foc de tabără o să fie. Mi-este mie foc. O să vadă el ce foc îi arăt eu. Iar și focul ăsta, că mi-este foarte bine. Foc de tabără iese. Așa. Așa, te-am învățat și nu te-am prostit. Aici, în partea cealaltă, cum ziceai tu? Picioarele stai foarte cum? Bine, cu capul stai... Mi-aduc aminte ce frumos ziceai tu odată. Unde dă neamarin, iei 10 și unde dă mama crește. Da? Ai văzut că ți-a prins bine? Numai când te uiți la mine. Ia uite. Fii atent, dacă ești al dracu, joci pe foc. Uite, când e focul gata, jarul, ți-arăt jocul orșul. Ți-arăt la foc, vă răsăresc. Pun grătarul și dansezi mă ta? Nu, la jarul și eu mă las desculț și ți-arăt cu un joc pe jar. Vorbesc serios. Ți-arătă tăticul tău să vezi cum se joacă. Circar. Trebuie să-mi dai seama mai demult că ești circar. Deci asta chiar vreau să văd. Deci s-a strigat friptură odată, s-a strigat friptură de două ori. Sunt aici în spate la bărci. Hai, hai vino, vino aici. Tot timpul am impresia că cineva în spatele meu, tot timpul când știi, văd o umbră și simt ceva, mă întorc așa. Plec traumatizat, clar. Ce cazemată frumoasă am făcut cu lemn. Cum stăm cu focul? E ok? Cam 10 minute așa se poate? Vă dau eu un semn. Și când vă dau eu un semn, aruncăm în aer, da? Gata. Să vedem unde era că el acolo. Uite aici stă el, vezi? Stai că ți-l arăt, el l-a rupt, uite-l.
Ia uite-le, uite-le, uite-le. Lasă. Sunt curios de ce reacție are. Lasă, că el acum e recunoscut după mine pe acolo pe terasă, că e un om mușchit. Ușor. Să nu zici că nu te iubesc! Să nu zici că nu te iubesc eu pe tine! Că ești fratele meu și nu o să mă uit și nu o să te uit. Ți-am adus pe cineva drag. Dacă n-am putut la Revelion, ți-am adus-o, frate. La Revelion știi că am încercat. Acum ți-am adus. Bucură-te! Yeah! Bucură-te! Bucură-te! Nu te bucuri? Nu zici nimic? Ai muzit? Ce să zic, Neamorina? Așa surpriză. Numai mama ta putea să-mi faci, știi? Ce cald ești! Ce faci tu? Da, bine? Bine, tu? Bine, ce să fac? Sănătoasă? Ia uite ea! Da? Uite, ce bine! Ce doamnă, păi uite mă, mai ce frumusețe! Mult, să văd ce faci. Te bucuri sau nu te bucuri că mă vezi? Mă bucur, nu mai pot, dar în interiorul meu, știi, pe afară nu se vede, dar chiar mă bucur. Am înțeles, nu te exteriorizezi. Da. Las, mă bucur eu că ai venit, oricum îți mulțumesc că ai venit. Eu am venit pentru muncă. Neamărin. Neamărin se bucură. Hai să nu exagerăm. Foarte tare. Cum nu te bucuri? Dar foarte tare mă bucur. Păi și dacă te bucuri, ia mă. Trebuie să-și lase. Ce bine. Așa e, el nu mai în fața camerelor. Cu camera vorbește. Da. Acolo unde e camera mea, nu, acolo. Nu, 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 în fața camerelor trebuie să-și lase și loc de alte. Neamărin e foarte tare. V-am spart cu bătaia pe toți. Păi, da, cu zi ce este, te așteptai că-ți fac o surpriză. Da, știam că vine. Jură-te. Da, jur că știam. Da, nici n-am fost surprins. Știam că vine. Hai mă, lasă. Adică ai simțul ăsta tu dezvoltat. Păi de la Mata am stat prea mult lângă Mata și de asta am început să simt. Păi nu degeaba am stat un an și o plâng cu el. Normal, simte când sunt aproape. Ai simțit? Ai vorbele la tine tu. Da. El nu mai are vorbe. Deci fii atent. În 40 de zile aici l-am făcut să nu mai aibă vorbe. Știi, mă, da, cum o să nu știu, mă? Eu am nas, eu am... Tot din bugetul meu, tot din buzunarul meu, tot din... Așa? Că așa e bine să fie. Așa? Pentru Mata și pentru invitațiile Mata, că nu sunt invitații mei. Așa, așa. Chiar îmi pare rău că nu sunteți invitații mei, că v-aș fi tratat cu totul și cu totul altfel. Așa? Adică mult mai bine. Așa. Mare cadou. Trei, unu și... Cu gândul că s-a terminat această vacanță a mea, cu gândul că la un moment dat se termină emisiunea, am un gol în stomac și sunt convins că o să îmi lipsească fiecare gest de-a lui Neamărin. Fie bun, fie rău. Și colegii mei și plaja și căsuța asta din spatele meu, unde m-am trezit vreo 40 ceva de zile. O să mă trezesc. O să îmi pare rău foarte tare. Tocmai de asta înseamnă că, în ciuda faptului că eu am fost aici un pic chinuit, în ghilimele, m-am distrat foarte tare. Că dacă nu mă distram foarte tare, nu regretam. Să vă spun adevărat, de multe ori omul ăsta mi-a dat putere. Neamărin, de multe ori în luna asta de zile, a fost zile care aveam panică, de multe ori mi-era frică că nu mă descurc și el, stai liniștite, domnule Bămboi, stai cu minte, facem asta. Nu ai aia, faci pe aia, stai liniștită. Acum te relaxezi, te duci, îți iei o apă, nu faci nimic. Eu îți trimit în bucătărie, pe cutare. Deci de multe ori mi-a venit, eu m-am bazat, să știți, poate nu făceam față. Omul ăsta chiar m-a ajutat, ca un frate, nu pot să spun altfel. Îi mulțumesc pe această cale. Este pentru prima dată de când mă aflu aici în 40 de zile, când pot să spun așa că împreună, noi trei, am lucrat cu patru vedete. Spun asta pentru că și Liviu a încercat astăzi să lucreze cu ei. Și cum a reușit el, o să vadă toată țara. Votul meu pentru echipa asta care a venit, nu mi-a întors vorba, m-a ascultat. Eu le-aș da votul la toți dacă ar fi cu putință.
Dar așa cum nu se poate decât un singur vot să dau, și ăla îl dau cu mare drag, lui Adela. Foarte fată bună, pricepută, neamărinii pe cuvânt, acționabil gospodină. E o fată de nota 10, ai grijă, băiatule, de votul meu este Ionuț. Bravo! Votul meu este pentru Ionuț. Yeah! Votul meu este pentru Adela. Yeah! Votul meu este pentru Sânziana. Yeah! Sânziana super haioasă, bla 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 bla. Foarte tare. Radu un pic așa până se urnește până asta, dar super băiat, prietenul meu. Băiat, Adela, n-am niciun cuvânt să te explic pentru că ești foarte tare în guriță. Și nu ai ascultat, ai vrut să faci mai ce ai vrut tu, n-ai venit la pește, m-am dus eu cu Ionuț. Pentru că s-a trezit cu mine dimineață și mi-a făcut micul dejun și a venit și n-a zis absolut nimic, eu nu ți-are votul meu. Eu un lucru, eu aș fi zis că aveam de zis, dar mi-era așa somn încât nu puteam să vorbesc. Asta era problema. Eu am dreptul la două voturi. Un vot îl dau lui Adela. Yeah! Să știi că mă bucur că ai muncit așa cu dăruire. Nu mă așteptam. Al doilea vot lui Ionuț pentru că l-a ajutat. Pe dușmanul meu. Așa că Ionuț are 4 voturi, este câștigător. Te pup, te pup. Mulțumesc. Te pup, vă pup pe toți. Mulțumesc, te pup. Mulțumesc. Radule, te pup. Vreau să spun un lucru. Când am plecat de acasă și am spus nevestei mele care este echipa, mi-a zis, ai mare grijă la Adela, fată gospodină, ea o să fie cel mai mare pericol. Adevărul este că meriți felicitări. Bravo!